Eu cred că nu funcționează în primul rând organele de urmărire penală, care au în sarcina lor investigarea cazurilor de corupție. Mie îmi vine foarte greu să cred că în Republica Moldova și CNA și Procuratura Anticorupției nu știu anumite lucruri care oricare bunicuță le cunoaște despre primarul din localitate sau despre anumiți consilieri locali. Dar cred că ceea ce nu ne ajunge, probabil nu ne ajunge și puțin curaj. Eu mai sunt și un consilier municipal, în Consiliul Municipal Chișinău și nu știu dacă s-a auzit până la Șoldănești, dar recent, prin deciziile Consiliului, noi am eliberat din funcție doi funcționari, un pretor al sectorului centru, pe care îl găsim principalul vinovat pentru deflagrația care a avut loc la cantina La Soacra din Piața Centrală și tot pentru practic abuz în serviciu. I-am exprimat un vot de neîncredere și șefului Direcției Generale Transport și Comunicații. Și după mine, asta este o modalitate absolut normală și la care ar trebui să recurgem mai des. O altă problemă în Republica Moldova este, pe de o parte, rare ori pedepsim funcționarii la propriu, pentru, și în primul rând pentru ineficiență, fiindcă ineficiența trebuie neapărat găsită și pedepsită pentru a transmite un mesaj că ea este intolerabilă în sistemul public. Din păcate, rare ori se întâmplă și atunci când se întâmplă, discutam mai recent cu un coleg care îmi spunea că nu există nicio decizie judecătorească care să dea dreptate angajatorului atunci când un funcționar public a fost eliberat pentru anumite încălcări. Deci, de obicei, instanța de judecată restabilește acest funcționar. După mine, există o lipsă de echilibru în sistemul public din perspectiva protecției funcționarului public. Deci, într-un fel, sistemul și codul muncii protejează atât de mult funcționarul public încât, practic, nu poți să-l atingi. El devine un fel de intangibil. Iar în abordarea europeană pe care vrem să o construim în Republica Moldova, funcționarul public nu trebuie să fie nimeni altcineva decât o persoană în serviciu cetățeanului. Dacă această persoană nu se isprăvește cu oferirea de servicii calitative pentru cetățean, fii bun și găsește-ți un alt loc de muncă, unul care poate ți se potrivește mai bine. Deci aici cred că, concluzionând, în combaterea corupției avem un mare minus pentru organele de combatere. Probabil că avem și o imperfecțiune legală, dar după mine, până la urmă, problema niciodată nu este în lege. Problema este de cele mai deseori în oameni și cei care implementează legea.